Prin proiectul extinderea rețelei urbane pietonale și cicliste în zona de sud a municipiului sunt vizate străzile Râureni, Stolniceni, tronsonul cuprins între sensul giratoriu Boromir și intersecția cu Alea Nuci, până la limita administrativ-teritorială a municipiului, lungime de 6700 metri, calea lui Traian, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Posada și sensul giratoriu Boromir, lungime 1550 de metri, străzile Posada, Copăcelu și Căzănești, lungime 8000 de metri și DC-128 plus DN-67, strada principală, lungime 3450 de metri. Traseul pentru biciclete va fi proiectat pe partea dinspre carosabil, se va asigura un spațiu de siguranță față de partea carosabilă, se vor crea sisteme de scurgere și evacuare a apei pluviale sub formă de rigole acoperite, dotate cu cămine de vizitare pentru intervenții, astfel încât să nu existe pericol de băltire pe suprafața pistei de biciclete sau a trotuarului pietonal, se vor asigura legături facile și în siguranță cu partea carosabilă în intersecții și se vor trasa marcaje specifice pistelor pentru biciclete și trotuarului. În cazul pistelor comune pentru biciclete și pietoni, lățimea minimă a acestora va fi conform reglementărilor tehnice în vigoare.